Componența viitorului cabinet de miniștri este deja pusă pe masa de discuție. Aceasta urmează să fie prezentată cel târziu la începutul lunii august. Unele candidaturi sunt analizate și de către șefa statului Maia Sandu, totuși decizia finală îi va aparține pasului, întrucât au fost mandatați de cetățeni și au responsabilitate față de ei. Suntem deschiși, deci facem echipă, suntem deschiși pentru oameni care sunt buni profesioniști, indiferent dacă ei sunt din țară sau vin din diasporă, dacă vin din societatea civilă, din sectorul privat sau poate chiar din alte partide politice. Deci există deschidere și noi întotdeauna am apreciat meritele și capacitatea oamenilor și e nevoie de oameni cu, de mulți oameni care să pună umărul la schimbare. Șeful statului nu a confirmat și nici nu a infirmat zvonurile legate de candidatura Nataliei Gavriliță pentru funcția de prim-ministru. În schimb, a făcut precizări legate de solicitările unui grup de agricultori din Ștefan Vodă care l-au recomandat pe vicepreședintele PPDA Alexandru Slusar pentru funcția de ministru al agriculturii. Anterior i s-a propus această funcție, dar a refuzat-o, spune Sandu. Atunci când am ajuns în funcția de prim-ministru, în 2019, eu i-am oferit domnului Alexandru Slusar atunci funcția de ministru al agriculturii, pe care nu a vrut să o accepte, și i-am oferit funcția la alt minister, al doilea, după ce a refuzat funcția la Ministerul Agriculturii, i-am oferit și alt minister, cred că e mai bine să nu spun care. Ce minister? Spuneți-o. Ministerul de Interne. Și domnul Slusar atunci le-a refuzat pe ambele. Deci, o să se discute și pasul să ne spună ce oameni promovează în ce funcții. Contactat telefonic, vicepreședintele PPDA Alexandru Slusar a confirmat că i s-a propus o funcție în guvernul Sandu, doar că numai cea de ministru de interne. Potrivit lui Slusar, propunerea privind candidatura sa pentru funcția de ministru al agriculturii nu s-a discutat. După validarea scrutinului din 11 iulie, președinția și Parlamentul vor avea o agendă comună de acțiuni, iar proiectele prioritare se vor axa pe reforma justiției.